noua mașină a lui Mădălin. Ia vedeți, bă. 1, 2, 3, 4 pe parte, 4 pe parte. Știi că zbâr de mașină cadou. Ia da mașină. Lângă mine am chiar noua mașină a lui Mădălin. Și vă întrebați poate ce caută la mine. Ei bine, i-am furat-o. Cum? Așa. Nu știu dacă ați văzut și voi pe story-ul lui Mădălin, dar am văzut că are un Mustang 50. Și eu m-am obișnuit să le furt mașinile prietenilor mei din cartier. Așa că m-am gândit să o sun pe Ilinga, ca ea să fie complicele meu și să-i furăm mașina lui Mădălin. Dăm repede un call. Da. Bună, Ilinga, ce faci? Uite-s acasă. E singură? Da. Fii atentă, am văzut la Mădă pe story că are mașina asta roșie, Mustang-ul. E în parcare, ai plecat cu el sau? Mă ajut, te rog frumos, poți să-mi dai cheia, Dagen, să nu-i zici că i-am luat-o și așa? Bine. Dă-mi, te rog, cheia, că se închide camera. Mulțumesc. Ce-i asta? Okay. Ah, mersi, pa! Gata, băieți. Avem și cheia de la mașină, dar să mor dacă știu cum o pornesc pe asta, că în viața mea n-am pornit așa mașină. Mădălin, am văzut că avea pe cheie din aia să pornească, dar uite-l pe ăsta ce mic e, cum stă pe scaun. Oh, interior roșu, mașină roșie, motor 5.000. Prima dată când conduc mașină cu motor așa mare, hai să vedem de ce ziceau toți ăștia care când aud de un Mustang 2.0, că uf, cum să ții Mustang 2.0 în România, că poți să ții pe ăla de 5.000, hai să vedem cum arată adevărata mașină. Dar știi ce mi-e frică mie? Unde bag asta? Ah, cred că aici. Mi-e frică că dacă pornesc mașina asta se aude tare. Și Monica, de fiecare dată când se întâmplă orice, îi spune lui Mădă să o pornim cu speranța că poate nu află Mădă. E în p-? Nu știu. De... Ah, nu e așa zgomotoasă. Și acum ok, e un pic zgomotoasă. Bă, plec cu ea, băieți. În ce parte mă duc? Mamă, m-am panicat. Simt că nu mai știu să conduc. Uite cât abotu are mașina asta. Mamă, și n-am camere, n-am nimic, cred. Bă, îmi vine să-i dau tare, dar nu-i dau tare. Ia mă câtă benzină are, să nu-i zică că-i consum eu benzina. Vă arăt pe vlog. Eu pune la loc. Dar asta o conduce doar pe sport, ce face? Bă, vreau să nu consume mult. Mamă, cât de tare e. Ia. Acum am plecat de la Mădă. Nu, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică să... Nu, stați așa un pic, ajungem pe un drum drept și îi dăm. Am atins pedala 1%! Opa, 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 opa. Bă, îmi zboară părul toate părțile. Bă, cât de tare e să ai mașinuța de-asta fără capac. Imaginați-vă cum e să mergeți cu asta la mare cu prietenii voștri. Păi, numărul 1, dar... Cred că faci insolație. Ce bine era să am și eu un prieten cu care să mă filmeze și pe mine, să nu conduc cu o mână. Și acum că am făcut rost de cheie, hai să ne dăm un pic cu mașina. Dar înainte de asta, nu uitați să vă abonați canalului, pentru că eu la 500.000 de abonați vă dau mașina mea, adică BMW 36 pisica. Apăsați butonul de like, pentru că la 5.000 de like-uri la vlogul ăsta îi furăm și șeptarul lui Mădălin, fără ca el să știe. Și Ilinca, o să vin și după miniul tău. Și dați-mi și un follow pe Instagram. Acum hai să vă prezint mașina. Să știți că detalii tehnice și despre motorizare și așa, nu o să vă zic pentru că nu prea știu. Adică știu că e un 5.000 V8 cu 500 de cai, o de asta. Văd așa că mașina este roșie. E decapotabilă. Pentru că mașina e roșie, interior roșu. Frumos. Volan, schimbător. Bine, partea asta arată ca un Mustang normal. O să ridic capota doar ca să vă arăt, dar eu nu știu ce e acolo gen. Ia vedeți, bă. 1 2 3 4 pe o parte, 4 pe o parte, 5.000 și atât. Atât știu să vă zic, cai 500. Decapotabilă toată. Bă, tu stai sau cum te duci la mare cu asta, mamă, stai și o gagică. Foaolo, bagajele în spate, dar gen doar voi doi. Bagajele aici sau aici în portbagaj. Să faceți amândoi insolație în drum spre mare, să vă doare capul, să ajungeți acolo să vomitați, să vă fie rău, nu glumesc. Dar parcă spoilerul de pe pisica mea îmi place mai mult, frate. Nici nu-i vopsit în culoarea mașinii așa galben cum e. Îmi place mult mai mult decât spoilerul de pe mașina asta. Jantele, jante. Hai să vă arăt și de la spate. LA, pentru că de acolo este închiriată mașina. Pasiunea lui Mădălin, bă, frumos fund, frate. Uite, patru d-astea. Și are și de-asta de Formula 1, ești prost? Iu, ce faci, tată, ceri? Stai acolo închis. Că Mădălin îți bagă. A, așa, praguri. Dar hai să vă arăt, frate, cum se aude mașina asta. Ia stai să-mi las microfonul lângă tobă. Fiți atenți, păi eu prost să nu sun și pe mama să o păcălesc cu pretextul că mami, m-am întors la București și mi-a dat zbâr o mașină cadou. Că zbâr de mașină cadou, frate. Mami, ce faci? Bine și eu, stai așa o secundă, te rog, că vreau să-ți arăt ceva tare. Știi că zbâr de mașină cadou? Așa. Mi-a dat mașină. Hai că nu cred. Mi-a dat mașină. Ei, ți-a dat mașină. Ți-o arăt? Ia să văd. Hai, du-te că nu cred. Mi-a dat mașină cadou, mami, zbâr. Hai mă, că nu te cred, ești nebun. Interior roșu, dar știi care e faza nașpa la asta?
Aute, 4 evacuări. Și ți-a dat-o ție? Da, mi-a dat-o acum, că m-am întors la București și a zis: bă, Robi, fii atent, eu am un cadou pentru tine, dar doar dacă ești mai pus pe muncă. Și zic, cum adică? Păi să nu faci cum că ești de 2 ani în cartier și n-ai făcut nimic. Îți dau asta, dar doar ca să te motivezi. Și a zis, că dacă nu mai fac treabă, mi-o ia înapoi. Așa, bravo, bine ți-a făcut. Ok, fii atent, vrei să zic și partea nașpa la mașina asta? Are motor de 5.000, impozitul e 200 de milioane pe an. Ce? Are motor 5.0, are 500 de cai. Doamne, zic, de acum că eu n-am bani să întrețin mașina asta, adică o ținem în garaj, o aduc la Azuga și o ținem în garaj acolo. Da, dar faci treabă ca să-i arăt că... Dar câți bani e pe an impozitul la mașina asta? 4.000 de euro, 200 de milioane. Aie, mami. Odată îl plătim, odată nu-l plătim. Păi tu știi cât costă mașina asta, mama? Mașina asta e 70.000 de euro. E tare, da. Îți place? Da, uite încă o dată. Bun, acum hai să zic, nu, e închiriat-o, Mădălin, și mi-a dat-o și mie, am furat-o. Păi de unde, mama? Ți-am făcut speranțe false, te-am fericit degeaba azi. Hai, pa, te iubesc. Vezi că ai fost pe vlog, te-am filmat. Ce-ai mai nebunit? Hai, pa, te iubesc. Păi nu mă bagi toată acolo. Te bag, hai, pa, te iubesc. Eu ar trebui să mă fac farsor. Am mai trecut un pic de timp de când am mașina și vreau să mă duc să-mi iau ceva de mâncare, frate, dar aș vrea să nu ies din mașină. Cam eu un prieten ospătar care are și el o mașină tare rău de tot la un restaurant aici și vreau să văd dacă pot să vorbesc cu el să-mi aducă de mâncare aici la mașină. Nu că sunt eu nesimțit sau ceva, doar pentru vlog, frate, de dragul clipului. Dacă nu, mergem și luăm și noi, frate, o shawarma, că normal n-am zi de cit azi și n-ar fi ok să mănânc shawarma, dar pentru vlog, frate, ce nu facem noi? Sau văd eu cu ce locuiesc. Hai să mergem să luăm de mâncare. Și fiți atenți, vedeți seria 5F de cel ăla? Ei bine, ăla e al tovarășului meu. Hai să vedem dacă reușim să-l convingem să ne aducă mâncare la mașină. Bine, o să merg și eu în fața restaurantului. Noi aici în spate, aici am venit să văd dacă are mașina. Dar ia să vă arăt și vouă un pic pe afară. Las eu telefonul acolo și să mă bazez pe încredere, frate, că nu o să-l ia nimeni din mașină. Că am lăsat-o decapotată, cu geamurile lăsate jos, dar sunt aici până la urmă. Ia fiți atenți, băieți, aici. Frumusețea asta de... Bă, uite ce jante are, frate. Cauciucuri, stretch, air ride. Bine, nu știu dacă ai lăsat acum. Hai să filmăm și un pic interiorul. Nu se supără el pe mine, că e o dulceață de băiat. Ia vezi, frate. Bam. Hai să mergem să vorbim cu el. Bun, am verificat, tovarășul meu e la muncă, îi scriu acum pe Instagram ce vreau să-mi aducă și hai să mâncăm o mașină să vedem cât de confortabil e, frate, să ieși cu mașina asta la date cu o domnișoară, poate. Hai să facem comanda, așteptăm și mâncăm. Poftă bună. Păi și nu uitați să vă abonați și să apăsați și voi butonul de like, că dacă nu l-a apăsat, eu nu vă mai postez. Și am observat că e și foarte greu, frate, să arăți bine în mașina asta, pentru că e decapotabilă, îți bate vântul în părți, îl strică, am încercat de fapt să-l fac de 10 ori. Ce am mai observat? Am observat că am transpirat ca naiba și eu nu știu să o capotez. De nu știu să-i trag chestia aia, prelata aia pe ea. Și cred că o să fac insolație. Adică nu știu, frate, cu mașinile astea decapotabile care e faza, pentru că am văzut că a zis și Dima care și-a luat M8-ul ăla. Bravo, Dima, pentru mașina sau serie 8 sau nu știu exact ce e. Că nu știe exact care e sezonul când să meargă decapotat și când nu, pentru că vara faci insolație, iarna ninge și nu poți și toamna plouă. Când mergi, frate, decapotat cu ea? Că prinzi 4 zile. Da, și când le prins pe alea 4 zile, e frumos, tată. Așteptăm și noi mâncarea și revenim. Bun, avem și mâncare, avem niște paste, avem un suc puternic, dar avem mare problemă că m-a sunat Mădălin, n-am apucat să deschid camera. Bă, ce faci, unde ești? V-ați prins de ce m-a sunat, dar înainte să merg cu mașina la el, vreau să mă las un pic greu în accelerație, să o dau pe Sport Plus și hai să vedem cum face mașina asta. Imediat și mâncăm. Doamne, ajută, pun și o mâncare jos. Hai să ne lăsăm greu în mașină. Bună ziua. Deci cum îți place? Bă, îmi place rău de tot. Ai silinca, nu? Că am venit să o iau. Da. Bine, cumva i-am zis, bă, puii mei, nu trebuia să iau. Da, nu știu ce, dar până la urmă am zis, băi, ok. Deci îți place? Da, îmi place rău de tot. N-am condus un 2-3 ca să pot să-mi dau gen cu părerea de diferențele astea. Mi-ai condus Mustangul, cred că, nu? Mm-mm. L-am condus pe Alpine, dar foarte puțin. Nu i-am dat. Nici la asta nu i-am dat, să știi. Kickdown. Ok, am înțeles. Mi-a fost frică. Nu, mi-a fost frică să mă las greu în ea. Am înțeles. Da, e tare. Mie îmi place foarte mult interiorul și îmi place foarte mult sunetul. Ideea este, bă, fuge destul de tare, dar nu fuge ca un, nu știu, gen 2-3. Ba, fuge ca un 2-3, dar nu foarte tare, gen. Fuge frumos. Am înțeles. Bă, încă o dată mașina a fost închiriată. Da, am luat-o de unde am luat și Duba, de la LA, gen. Să știi că mi-am luat de mâncare, mi-am mâncare și plec. Te las, gata. Ba, bine.